Nu cred că p***a, bă, Ioane. Păi eu nu mă p***e cu lansetele alea, mă. Nu mai plac. Păi ai văzut ce scule au aia, mă, de print? Aș vrea să le văd pe ale mele. Dar știi ceva? Și eu vreau să le văd. Auzi, dar oare cum facem? Mergem în obor sau cum? Sau un târg. Avem altă p***. V-am auzit? Vinde sculele? Da! Păi vă dau eu o variantă. Intrați pe Claumar pe scarpă, secțiunea bazar și puteți căuta anunțuri legate de orice echipamente de pescuit din domeniu, cursuri și de pescuit și outdoor. Nu cred că prinde nimeni nici azi, bă, Ioane. Păi eu nu mai... Bună seara, dragi prieteni. Este luni, suntem pe lacul Varlam și începe The Live Show. După cum v-am obișnuit, sunt Claudiu Popa și l-am alături de mine pe Radu Bădică de la Viitorul Claumar. Zic eu Radu Bădică, nu mai arătat, dar... Nimic! Sunt fier pe vorbă în seara asta. Și pe pescuit. Și pe pescuit, da. Eu sunt în vizită la Claudiu acum, suntem pe lacul Varlam, un lac care este... Ia, hai să luăm asta de aici, pentru că bănuiesc că a văzut-o, cupa? A văzut-o toată lumea, da, cupa? Da, da. Cupa pe care am câștigat-o săptămâna trecută, doar ce m-am întors ieri de la Corb. Noi ne-am întors de la Corb, a fost Cupa Rig. Unul dintre cele mai mari concursuri în România, un concurs cu 70 ceva de echipe, și un test pentru campionatul național. Este înainte cu două săptămâni, întotdeauna înainte cu 2-3 săptămâni de începerea campionatului național, se face cu parii care este exact pe același lac și pe același tip de pescuit de cantitate. Exact, adică criteriile sunt de pescuit sunt aceleași ca la campionatul național și toate regulamentul loturile... Fips-Chips. Exact. Regulamentul Fips-Chips, numai că este o singură diferență, se pescuiește în 3 pescari, nu în 2 ca la campionatul național. Este singurul singurul lucru în plus. Dar ținând cont că acum 2 săptămâni Claudiu a pescuit fără mine și a luat locul 1, eu acum 1 săptămână am pescuit fără el și am luat locul 2 tot la Corbu, acum am pescuit împreună. Da, și am luat locul 1. Locul 1 pe sectorul C, din 24 de echipe și locul 2 la general, din 70 de echipe. Bine, locul 2 la general, aici e foarte greu să te bați cu B25. Toată lumea știe, cine cunoaște Corbu știe că B25, mai ales în perioada de primăvară, este un loc foarte greu de bătut. Dar noi am fost la 14 kg. Adică mai era un cântar, fiindcă noi am recuperat foarte tare pe final, am recuperat... Dacă mai dura 2 ore concurs, eu zic că terminam pe locul 1. Am ca și general. Bine, noi am scăpat și vreo agățătură pe foarte, foarte grea. Da, este un loc cu agățătură C3-ul, toată lumea cunoaște. C4. Da, e un loc cu agățătură pe partea stângă, e un plaur scufundat undeva la 40 de metri de mal și marea majoritatea peștilor mari trăgeau în zona respectivă. Exact. Cum ți s-a părut, Claudiu, pescuitul la Corbu? Pescuitul la Corbu a fost, cum îl știam, unul greu, adică te solicită fizic foarte mult,
Am năzit o cantitate de 70 de kilograme. Nu, stai și urmează naționalele, stai așa. Să vă pune un emisiune cât am năzit la acest concurs, nu are sens. Adică nici nu vreau să divulgăm ce s-a întâmplat, putem să vă spunem doar că am pescuit cu bile, pescuitul cu prună, ca la corbu, am pescuit cu ground bait-ul pregătit de Claudiu, cel de la Claumar, am pescuit cu semințele, foarte important, e un lucru foarte important la corbu, cu semințele de la Claudiu, atâta putem spune. N-am spus chiar tot. Și combinația de semințe, ți-ai mai multe combinații, deci nu e o problemă. Dar corbul de fiecare dată este surprinzător. Da. Vântul, așezarea, cum să spun eu, perioada anului, toate lucrurile astea fac din corbul să fie mereu o altă bagă. Și uite, dacă tot titlul din seara aceasta este În căutarea peștilor mari, m-am uitat pe finalul clasamentului și media noastră a fost una foarte mare, apropiată spre de 5 kg, ceea ce pentru corbul este o medie bună. Bună. Mediile au fost între 4 kg și 5 kg și ceva. Bine, au mai fost și medii de 6, dar au fost pentru echipele care au prins 40 de kg și au prins câțiva pește. Dar pentru echipele care au prins pește mult, media a fost undeva la 4 kg, 3,8 kg, 4,2 kg. Noi am reușit să ne apropiem de 5 kg. Și ce este foarte important, noi am reușit să câștigăm două sectoare. Da, viitorul Claumar a câștigat două sectoare. Și de ce nu a câștigat pe al treilea? Că n-am fost pe el. N-am avut echipă. Pe sectorul B n-am avut echipă. Așa e. Și, cum să spun, sunt foarte fericit că avem o echipă foarte închegată și că pornim cu pieptul înainte pentru naționalele României. Trebuie să muncim mult și să dăm absolut tot ce avem mai bun ca să obținem titlul. Anul ăsta vrem să fim campioni. Am reușit și toată să fim vicecampioni. Da. Acum 2 ani am reușit să fim vicecampioni, acum vrem să fim campioni. Dar să ne întoarcem la ce facem aici. Ce facem aici, Claudiu? Căutăm ce? Pești mari. Lacul Varlam este un lac care toată lumea îl știe, ca și având niște exemplare foarte frumoase, atât de crab cât și de ten. Și bine, pe ținta mea principală este un crab. În partida aceasta un este... Un sau, dacă nu, sau over 25. Să-mi dobor, practic în asta sunt, pentru asta sunt eu aici, în căutarea doborârii recordului personal. Recordul personal acum este de 23 de kg, 23.00, tot aici a fost prins. Așa. În urmă cu 2 ani. Când ai avut linia de 5 partide cu peste 20. Da. Și am avut un partid în care l-am luat pe cel de 23, am prins 3 crab de peste 20 de kg partida aceea, între care și cel foarte de 23. Foarte frumos. Lacul Varlam poate oferi astfel de surprize și de aceea sunt în căutarea peștilor de peste 23 de kg ca să pot să-mi dobor recordul personal, care nu e ușor de bătut un 23 de kg, mai ales pe lacurile din România, dar Varlam oferă acest lucru. Și mai ales primăvara. Când înainte să depună. Pentru că cel de 23 de kg pe care l-am prins eu acum 2 ani, s-a prins în toamnă la 28, care este și recordul bălții. Care era, de fapt, recordul bălții atunci. Dar eu l-am prins imediat după ce s-a terminat bătaia crapilor și... S-ar putea în curând să avem și noi un drill, fiindcă văd că colegii au un drill, înseamnă că pe undeva peștele este în zona voastră. E bine. Am prins mai devreme, deci ne-am instalat astăzi undeva, cred că pe la ora 4 am terminat de instalat. Și ai prins un amur frumos. Și am prins un amur de 14 kg. Foarte frumos. 14 kg. Da, și la corb am prins. Vă arătăm imediat și poza cu peștele pe care l-am prins astăzi. Un superb amur de 14 kg, care se pare că aici, ca și la Corbu, ca și la Sărulești, ca și pe multe alte lacuri, mănâncă boiles foarte, foarte bine. E normal, din cauza că este o masă mare de nădine și aici, și la Corbu, și la Sărulești. S-a învățat. Este o hrană care nu are cum să-i facă rău. Exact. Și este o hrană cu care, ți-am zis, nu neapărat că o ia accidental acum. Să mănâncă, adică poți să-ți faci un pat de boile să prinzi numai ten. Sunt de acord cu tine. Aia e chestia. Ce se întâmplă? Fiind în febra asta a pregătirilor cu naționalele, concursele astea care au fost unul după altul, noi nu am avut timp să pregătim celebru crab cu afine cu care ai pescuit aici și am mers pe același scuit cu prună. Acum pescuiesc exact cu ce mi-a rămas, de la Cuparic. Da. Aici de obicei veneam cu aroma de crab cu afine. O aromă dedicată peștilor mari. E un mix pe care l-am pregătit noi, special
sunt nu neapărat special, dar am rezultate foarte bune. La calitate, la da. Calitate. Dar uite, eu sunt convins că de data asta o să ai niște rezultate foarte frumoase. Și eu sunt absolut și lunea viitoare, în live-ul de lunea viitoare să povestim, ce s-a întâmplat, retrospectiva partidei. Da, da, da. Ce rugăminte aveam noi la dumneavoastră, bineînțeles, să dați mie cu un share sau o distribuire pentru a ajunge informația la cât mai multe persoane. La mai mulți pescari. Ce spui, Claudiu, de monturi? Ce ai folosit? Aici am folosit monturi cu plumb pierdut pe LEDCOR. De obicei folosesc aceste monturi. Se așează foarte bine cu substrat. Exact, ele fiind fabricate dintr-un material greu, plumb sau tungsten după caz, ele iau forma substratului. Se așează foarte bine cu substrat. Ce îmi place foarte mult la LEDCOR-ul nostru este faptul că este bicolor. Da, și se camuflează foarte bine pe substrat. Și mai ales aici pe Varlam este un substrat cu vegetație. Cu vegetație. Da, e culoare care iese dintre pietre. Și asta este o culoare care mă avantajează pe mine în partida de față. Dacă aveți absolut orice fel de întrebare, nu ezitați să ne adresați și noi vă vom răspunde. Dacă nu astăzi în timpul live-ului, în zilele ce urmează, vă răspundem cu cea mai mare plăcere. Ce greutate ai folosit la plumb? La plumb este un plumb de gripa de 190 de grame. Foarte bine. De ce ai ales greutatea asta, Claudiu? Pentru că eu mereu când pescuiesc plantat folosesc plumb de greutăți mari, unul la mână, pentru că peștele se înțeapă din greutatea plumbului. Este prima formă de înțepare din greutate. Uite, hai ca să facem demonstrația completă, o să-i atașez și un cârlig, dar mai întâi de astea o să vă arăt și momentele pe care le folosesc la cârlig, adică exact montura completă. Este un boilers de 20 simplu, asta am ales, să folosesc un boilers de 20 simplu. Și lungimea firului de păr, am văzut că este o lungime scurtă, am ales să fac asta cu o lungime scurtă ca să iau ce... Adică eu merg pe două monturi. Să iei pulsul rapid, adică mănâncă, nu mănâncă. Are poftă de mâncare sau nu are poftă de mâncare? De asta am ales să fac montura aceasta cu un singur boilers. Cu singur boilers? Ce am și la săculeț, practic. Exact, dar ce săculeț, bă, frumos, ce-mi place. Nu rădești, folosești doar săculețul. Doar săculeț, atât. Aici sunt undeva la 100 de grame de boilers, nu e mai mult. Exact, acolo. Văd că l-ai și tăiat, adică nu l-ai folosit numai formal. Este numai și întreg, este și... Ai folosit mai multe mărimi, adică exact. Să-i dai sentimentul de încredere, 16, 24, 20 și tăieturi de 24. Da, exact. Adică peștele cum ar să găsească o multitudine de forme pe patul de leagă, să nu mai înțeleagă nimic. Cea cu cârligul sau... Am înțeles. Așa, și asta am făcut-o cu firul de păr mai scurt și mai am o variantă cu două bile de 16. Și cu firul de păr mai lung. Mai lung, da. Adică dacă e mai simandicos, să o ia, să nu simtă greutatea acului, să nu simtă acul. Exact. Și în momentul când s-a hotărât la ea, să ajungă acum buza lui. Exact. Se vede, Radu, că pescuim de mult împreună și avem aceleași idei. Păi, dacă am pescuit mult timp. Da. Ce-mi place aici foarte, foarte tare e faptul că lucrez cu un fir cu cămașă. Da, da, da. Care îl decojești în spatele acului, să-i dai mobilitate, să se joace cu ea. Să se joace cu ea fără să-i opună rezistență. Exact. Astea sunt cele două variante de monturi pe care le folosesc acum. Am două lansete așa și două lansete așa, pentru că știi tu vorba aia, când ai una, n-ai niciuna. Și de-aia trebuie să încerci pe două lansete, așa. Montură cu aceeași mumeală. Ce vreau să te întreb, că am văzut că ești cu popapurile care eu știam că astea o să le folosești. Da, da, da. O să folosești una cu snowman. Sigur că da. Sigur că. Noaptea sau ziua? Voi folosi și ziua și noaptea. În prima fază nu am vrut să folosesc. Întâi ai mers cu montură scufundătoare. Știi de ce? De ce? Pentru că, bineînțeles, înainte de a veni aici, m-am interesat despre lac, da? Te-ai informat cum ar trebui să facă oricine care se duce la pescuit prima oară să se informeze de ce se întâmplă pe lacul respectiv. Așa. Și m-am informat ce se întâmplă pe lacul Varlam în perioada aceasta și mi s-a spus că este foarte activ tenul. Nu că n-aș vrea să prind ten, dar targetul tău este un crap mare. Bine, da. Eu de câte am înțeles și talia,
și talia amurului pe acest lac este puțin mai mică decât talia crapului. Adică pe aici este, sunt foarte puțini cei care se apropie de 20 de kg tenii. Așa, și majoritatea sunt pe aici, pe la 13, 14, 15 kg. Și foarte activ mănâncă și foarte mult. Și foarte mult, aia este. Tenu, și de-aia n-am vrut să folosesc pop-up. Amurul după când ești, o poftă de mâncare mult mai mănâncă, agresivă decât, mai mult. Decât okay. Crapul. Hai că avem și ceva întrebări. Uite, o întrebare. Lungimea totală a forfacului este undeva la 22-23 de centimetri la ambele monturi. La ambele monturi. Au clige bune. Am foarte folosit... Cligele pe care le-am folosit sunt Car Spirit. Razor BB pe numărul 5 la cea cu așa. Și cligele Claumar de 4. Astea sunt cele două variante de clige pe care le-am folosit la aceste monturi. Deci ce-am observat o chestie la monturile tale și întotdeauna în căutarea peștelui mare sunt de acord cu treaba asta. Nu folosești varnici de ghidaj. Te-am văzut. Varnișul de ghidaj este folosit foarte mult la densități mari de pește. Da. În momentul când crapul este circumspect, densitatea e mică, e un crab mare, e multă presiune, fiindcă lacul Varlam e destul de pescuit, adică ei sunt vânați. Sunt puțin crab, nu sunt foarte mulți. Da, ei atunci nu trebuie... Ce se întâmplă? Poate să ia birea din orice poziție, să nu se opună rezistența. Asta este ideea. Asta este ideea. Să fie păcălit. Exact. Ursul, eu sunt de acord. Păcălit de Claudiu, știi? Ursul păcălit de vulpe, păcălit de Claudiu. Așa, și... M-a întrebat cineva pe ce stand suntem. Deci suntem pe lacul Varlam, pe standul A6 și... pescuim de astăzi, care luni? Până joi, da. Păi da, tocmai ai pescuit de joi până duminică. Păi nu, stai așa, deci a fost Hermes Periș, da, de luni până miercuri, da. După aia m-am dus la Cuparic de joi până duminică și astăzi am venit la Varlam. Da. Adică am ținut-o, nu mai intru în pescuit perioada ai, aceasta. Ai cheile de la casă sau se schimbă iala? Ce mai contează? Ok, haideți să vedem. Nu facem disc, lacul Varlam, da, lacul Varlam ține foarte mult la chestia asta legată de natură. Îi place foarte tare, standurile sunt foarte curate, sunt foarte protejate de influența noastră. Adică suntem obligați, avem un regulament foarte strict și atunci toate grătarele se fac la baza. Noi dacă am ținut să facem live-ul pe stand, nu o să facem disc de data asta, dar promit că în două emisiuni sau trei o să prindem un... Dacă nu, până la urmă facem un disc în studio acolo. Să facem un disc în studio, da. Regia e bine? Nu, ok. Așa, să ne întoarcem la cea montură. Uite, mai treabă cineva ce lungime lași între cârlig și bile. Tocmai ce am spus mai devreme, una are, nu știu, până într-un centimetru, ceea care trebuie să vadă ce e pe acolo, care e mai aproape. Îi place, dacă e pe foame. Și cea mai lungă are în jur de 3 centimetri. Da. Și au fost dăți în care am pescuit cu el și mai lung, de 4-5. Cel mai lung a fost 7 centimetri. Cea mai lungă lungime la sunt, am auzit acum și de o poveste de la Zabar, din Serbia, unde se folosesc niște ace foarte mici, gen Agda 8, și cu o lungime foarte mare, undeva la 12-15 cm. Nu am pescuit niciodată așa, știi că am mai discutat noi într-o emisiune, n-am pescuit niciodată atât de lung, dar eu teoria asta am citit-o undeva în 2000. Să știi că nu o dezaprob. Este al unui olandez, teoria, el a început prima oară și chiar a avut rezultate senzaționale cu tipul ăsta de montură, adică genul când boilersul deja este înghițit în momentul ăla, acul, adică sunt cea foarte mici ca să scape. Să scape, exact, da. Exact. Nu l-am pescuit niciodată, și eu. Cel mai mult am pescuit cu 3-4-5 cm la sărulești, da. Dar mai mult nu am pescuit la plantat cu stilul ăsta. Sunt convins că funcționează. Sunt convins că funcționează 100%. Ok, înainte de a vă arăta de ce folosesc plumb de 190 de grame, vă mulțumim că sunteți alături de noi în seara aceasta într-un număr atât de mare și în continuare dacă ne puteți ajuta cu share-urile pe... Sau distribuie, să ajungă informația la mai mulți pescari. Vom rămâne recunoscători. Nu uitați, avem astăzi a avut loc extragerea la... S-a luat mulineta. Dacă nu mai surat, o să ia gara roate. Nu, n-ai. Și am stabilit că dacă voia... Oricum o dădeam mai departe, da. Trăgeam următorul. Că mai sunt băieți de la magazin care au pus anunțuri. Au pus și ei, nu? Da. Toată lumea vinde pe bazarul Claumar pescat. Ce să facem? Asta e... Cine a câștigat? Cum se numește? Mocanu Andrei. Domnul Mocanu Andrei. Are un BBRC nou. Are un, este nou. Nu are nici Facebook.
nu are nici Facebook și nu răspunde nici la telefon. Dacă cumva nu răspunde până la live-ul viitor, vom face o nouă extragere pentru a putea înmâna... Dar puteți să-i scriem pe anunțul lui. Să-i dăm mesaj. Este dezactivat anunțul că a vândut deja produsul. Ah, am înțeles, da. Și toată lumea vinde pe bazarul Cărumat, ce am spus. Și foarte bine. Okay. Și eu am vândut ceapă. Hai să ne întoarcem la... Ah, și cine vrea să vadă filmele mai vechi cu noi, sunt publicate pe canalul de YouTube Club. Puteți vedea toate videoclipurile, toate videourile cu noi. Așa, deci după cum am spus, folosesc un plumb de 190 de grame, o untură de plumb pierdut, cu un vârtej rapid, bineînțeles, pe un LED cord de 60-70 de centimetri. Aici suntem blocați, da? Deci nu avem libertate, suntem am blocat. Vârtejul, da, este blocat. Este blocat tocmai de asta, ca să facă auto-înțepare rapidă. Să facă auto-înțepare și ca să scape repede de plumb. De-aia folosesc plumb atât de greu, ți-am zis, unul la mână, să există înțepătura foarte, foarte rapidă. Știi? Și după aia să fie eliberarea rapidă. Exact, da, exact. Da, da. Cu cât este plumb mai greu, cu atât va ieși mai repede din sistemul de plumb, de plumb, da, pierdut. Și peștele va putea să scape de plumb și poți să faci drill-ul foarte, foarte ușor cu... Plumb. Doar cu peștele, fără plumb. Peștele, fără plumb, că plumbul nu mai există șansa să se agațe pe fund de cine știe ce plumb. Asta o dată și a doua, nu-l mai trage în jos, exact, deci nu mai lărgește gaura de înțepare. Da. Da, de-aia se folosesc, mai ales când te duci la și pescuiești. Și pescuiești după pești mari. Și nu vrei să-l pierzi. Exact, exact. Dacă peștele 15 nu te afectează foarte tare. Bine, în concurs te mai afectează. Da, în general nu te afectează un pește mic, dar un pește mare te afectează lucrul ăsta. Bineînțeles. Și de aceea vreau să fiu cât mai safe și vreau să piardă plumbul. Când plantez, pun conul la jumătate, nu-l las pe tot în fipt, pentru că atunci se eliberează mult mai rapid. Corect, foarte corect. Ok, și după cum ziceam, primul care ne ajută la înțeparea peștelui este greutatea ridicată a plumbului. Deci, practic, să noi considerăm, dacă mai ajută regia cu puțin zoom, noi considerăm aici că este substratul, da? Suntem pe o linie de substrat, da? Exact. Și peștele a luat montura. A luat montura în gură. Deci, de ce? Care înțepătură? În orice direcție s-ar duce, plumbul îi dă prima înțepătură. Este cel care îi bagă acul în buză. Corect. Deci, dacă el este așa, este prima chestie care face înțeparea peștelui posibilă. Da, da. Da? Și cu cât este plumbul mai mic, odată și când plantezi, poate să ți se tragă de pe patul de nadă. Corect. Da? Și dacă este mic, nu se înțeapă. Sunt de acord și au fost cazuri cu astfel de lucruri, da, care când peștele nu s-a înțepat. Pentru că se înțeapă superficial și după aia scapă în drill, te întreb de ce a scăpat. Ok. Așa. Și după ce peștele s-a înțepat, greutatea plumbului fiind mare, una mare, el imediat iese și avem contactul direct cu peștele fără cu greutatea, cu plumbul care se agațe de cine știe ce sau că de geologie au mai înțepat băieții un pește. Da, mai au un drill, foarte bine. Mai au un drill. E peștele pe zonă. E peștele pe zonă. Dar ce a fost cel mai devreme? N-am văzut că-s cu spatele. Am înțeles. Amur. Deci, după cum spuneam, amurii sunt foarte activi. Da. Și... Bagă popo. A, nu vrei. Nu vreau să... Dar... Că targetul meu nu este pescuitul după amuri. Nu mă deranjează să prind niște amuri mari, frumoase, de 20 de kilograme, dar targetul meu este de a dobori recordul personal. Și chiar și au fost câteva capturi, nu pot. Și chiar au fost câteva capturi, am înțeles, în primăvara asta, de 25-26 de kilograme. 28 și... Ceva. Este nou record al lacului. Se pare că peștele datorită influenței pescarului, adică datorită boierilor sudagoa și datorită hrănii naturale care este bogat în scoică aici, din câte știu eu, fundul nisipos, un fund curat, adâncime, peștele crește. Da, adică față de acum câțiva ani de zile, undeva acum 4-5 ani când a început lacul Varlam să
că s-a început pescuitul pe ăla cu varlam, peștii erau, talia lor era undeva la 22-23. Cei mai mari. Cei mai mari. Și acum s-a ajuns undeva la 20, s-au prins frecvent 26-27-28. Da, da, da. Este un lac cu un potențial foarte mare de creștere. Natural. Cum a fost și Săruleștiu, de altfel. Și Dărvariu. Și Dărvariu. Da, care avea un potențial foarte bun. Și Tâncăbeștiu. Da, 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 exact. Adică sunt lacuri cu adâncimi, sunt lacuri cu o hrană naturală bogată, o proteină. Și ce se întâmplă? Unde sunt lacuri cu scoici? Cu scoică din aceea mică, nu cu din aceea mare, că aceea mare nu, nu e benefică. Pentru nu, aia mică, păduchele bălți. Exact, exact. Despre aia mică, acolo întotdeauna au crescut crapii foarte mari. Da, și de ce? Pentru că odată mănâncă scoica aia cu tocul carapace, așa își dezvoltă și sistemul osos ca să poată să dezvolte ducă, o carcasă. Ca să poată să duce, păi și eu duc foarte bine. Sistemul osos al tău este foarte bun, nu? Am mâncat scoică când era mic. Am înțeles, cred că ai mâncat și pietre la când mă s-a dezvoltat. Ok, hai să vedem dacă mai există ceva întrebări legate de tema din seara aceasta. Salutăm pe toată lumea care se uită la noi și ne salută și ei. Toți prietenii pescari. Bineînțeles. Ok. Alexandru, Dima, Florian întreabă, se pot cumpăra bile RB și de la claumar.ro? Am întrebat cu domnul așa. Da. Există pe site-ul nostru sau un magazin fizic. Sunt trei tipuri. Momentan mai avem trei. Doar cuidul cu prună și Frankfurter. Frankfurter, da. Acum mai sunt. Testul până am aglomerat cu comenzi plus cu concursurile noastre și n-am avut timp să renoi stocurile toate. Sunt stocuri de două săptămâni care s-au și consumat repede. Deci scuidul cu prima și francutorul găsiți. Sunt disponibile. Competition 1, Competition 2 sau cum? Da, acum da, l-ai schimbat? Cum sunt numele? Repede competition. Scuid cu prună și... Așa. Deci le găsiți pe ori pe site, ori pe direct în magazin. Ok, uite, lumea ne felicită în continuare pentru locul 1. Da? A, pentru copiță? Da. Pentru copiță. Nu dau ceva, dar am confirmat ceea ce a fost cel mai important pentru noi. Le-am arătat, cum să spună, concurenților noștri și echipelor care s-au întâlnit cu noi mereu, că rezultatul din toamnă, adică câștigarea turneului celor 6, s-a confirmat. Strategia și ceea ce facem în stand. O facem bine și ne... Sper să, încă o dată, să ne țină, să ieșim campioni național. Vicecampioni știm cum e. Vicecampioni știm cum e. Da, acum avem campioni. Ca adică să mergem și la mondiale. Avem puțin, întrebă. Hai să revenim la subiectul. La subiect, da? Înainte de a începe live-ul, te mirai foarte tare de mărimea săculețului. Bine, nu mai e săculeț, e săcutoi. N-am mai văzut și de când asta, cred că sunt... Și așa, de la o Sărurești, dacă n-am fost cu tine. Da, care da, fost păi cu tine. Adică tot la mine l-ai văzut, știi? Eu sunt adeptul. Eram la, dacă aminte, la Preazna. Da, la țigănie, da. La țigănie cu Minihor și Costi Tudosa era echipa, dacă mi-a zis că aminte. Și cu un câine. Și cu un câine, mă, un brac. Da, da, da. Dormeam eu cu el în cort. Și se bășea. A fugit într-o noapte. S-a tăiat. S-a tăiat seara cu tine. Da, a fost un concurs foarte reușit din punct de vedere al cooking-ului. Adică s-au mâncat niște ceaune de fasole, niște gulașuri. Cred că a fost de 6 zile concursul și eu cu Radu nu am prins niciun pește. Ba da, un crab. Un crab de 4 kg se puncta de la 5 kg. Da. Și nitrate. Nici plătică, două plătici am prins, sau trei maxim. Da, a fost un concurs foarte greu. De obicei, Săruleștiul nu e o baltă de toamnă, nu e o baltă bună. Și ăla a fost într-un noiembrie împins, era și frig. Și la Preazna acolo cel mai important e vântul care trebuie să bată pe noi. Din față, a început duminică, duminică când duminică, a plecat. La 10 și noi la 12. Și atunci am văzut prima oară, atunci am văzut prima oară ideea asta, care e o idee foarte bună pentru răscuitul la plantat. Adică e o nadă concentrată. Atât, o farfurie mică. O farfurie mică de nadă și nimic altceva, în căutarea unei trăsături sigure. Exact. Deci e un sistem care mi se pare foarte, foarte ok. Păi ideea este, în odaie, orice ar fi, te ajută foarte mult dacă e vegetație pe fund, știi? Asta fiind vegetație, aici, în momentul în care pică săculețul pe ea, desface, știi, și găsește farfurioara respectivă. Foarte ușor, da. Ok, mai sunt câteva întrebări foarte interesante la care vom răspunde imediat după o foarte, foarte scurtă pauză. Nu plecați nicăieri. Și nu uitați să dați un share. Da, da, da. Nu cred că prinde nimeni nici azi, Ioane. Păi eu nu mai arunc bine cu lansetele mele, mă. Nu mai plac.
Păi văzut ce scule au aia, mă, de print. Aș vrea să le văd pe ale mele. Bă, dar știi ceva? Și eu vreau să le văd pe ale mele. Auzi, dar oare cum facem? Mergem în obor sau cum? Sau un târg. Avem altă variantă? V-am auzit vorbind. Vreți să vă vinde sculele? Da! Păi vă dau eu o variantă. Intrați pe Claumar pe scarp.ro, secțiunea bazar și puteți publica sau căuta anunțuri gratuite legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi din domeniu, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Bună seara, am revenit. Văd că avem ceva probleme tehnice și s-a cam blocat. Poate vântul duce... Nu, la Barlam aici întotdeauna au fost probleme cu semnalul. Acum a reușit un pic să-l stabilizăm. Să ne întoarcem, am avut întrebări aici legat... Da. Ce părere aveți dacă la Barlam să folosiți... Am văzut-o mai sus, dar nu am reținut numele. Să folosiți o nadă proaspătă sau una de hidratată? Da. Deci, uite aici, ce recomanzi pentru pești mari? Folosirea unui boilies proaspăt puternic aromat sau folosirea unui boilies deshidratat cu aromă mai slabă? Clar, aș merge pe una cu mai deshidratat, cu aromă mai da, slabă, bine, mai ales pentru câlig. Eu sunt de acord, dar boiliesurile noastre au o săptămână. A, bine, sunt homemade-uri, acum sunt homemade-uri, asta am folosit în momentul de față, asta avem, asta folosim. Dar, în principiu, așa e și eu aș folosi cu o nadă. Bine, asta spuneam că noi pentru Barlam pregătim un crab cu afine, în care dozăm totuși aromele puțin mai, le scădem. N-am avut timp să facem. N-am avut timp acum și, în afară de asta, le și lăsăm la uscat 2-3 săptămâni ca să fie propice pentru pescuitul la pește mare. Exact. Este destul de intens pescuit aici cu boile și atunci e clar că se ferește de aromele tari. Fii atent, cineva întreabă, Alin Paraschiv, pentru pește mare este indicat motura Whitting Pool. Nu este, tocmai de aceea nu am folosit acum. Whitting Pool este o motură care agață orice. Și mai ales cum acum tenul este febril, mănâncă și colegii au prins ten. Da, deci. Tocmai am fost informați că o motură de pop-up nu ar ajuta în găsirea crapilor. Deci mai degrabă... Crapilor capitali. Da. Adică nu e ținta cumva. Două zile nu prindeam nimic, pui băgam un Whitting Pool pentru că este o motură agresivă care prinde orice. Și te mai gândeai și la faptul că e între ape. Da. Te gândeai că nu mănâncă pe substrat și atunci îl căutai altfel. Da, exact. Așa, salut băieți, aroma de Monster Crab e bună pentru pește mare, întreabă Ionel Beldiman. Este o aromă foarte bună pe care noi o folosim foarte des în căutarea peștilor mari. Da, dar eu sunt convins că și squid-ul, squid simplu, sunt convins că și frankfurterul. Da, sunt arome, da, și belaceanul sunt arome pentru pești mari. Contează foarte mult dozajul, că și monster crab-ul, dacă îl folosești intens, devine o bilă de pește mic. În momentul când îi crești dozajul la aromă, îi devine o bilă pentru pește mic. E foarte bine să se găsești dozajul potrivit, să nu fie foarte intensă. Fii atent.
Mihai Silviu Daniel întreabă, mă refer la un boilers făcut pe bază de mămăligă, făcut de mine cu ceva arome. Al acela nu mai e boilers, adică e, noi referim, noi pescuim boilers complexe. Da, dacă faceți, dacă amestecați și cu puțină făină de pește, cu puțină amino, reușiți să obțineți un boilers mai, mai ok, mai bun pentru, pentru pește. Și Alex Matea, Carp Angler, Urban Angler, se uită la noi cu... Alex Matea, care... Alex, l-am văzut la, l-am văzut la Corbu. L-am văzut în reclamă acum, la pauză. Și reclamă, da. Alex Matea, mai scoate tine. Uite, Bogdan Pal ne întreabă cine cântă piesa din reclama de la Pomp. Nu știu, ne-a disperat, ne-a omorât. La expoziție, cât a durat expoziția de pescuit în primăvară. În continuu. A 4 zile. Da. A fost, da. Am avut un, un flat screen, un, un ecran pe care a rulat cu zile gândit. Deci eu nu vreau să mai aud. Eu pun pe silence. Așa. Dar altfel, racheta este senzațională. Senzațională. De nou la Corbu acum și-a făcut treaba. Vai de cap, nu, da. Și-a făcut treaba. E senzațională. Se nădește foarte lejer și foarte rapid. Și nu, cu... se încarcă foarte, foarte este, bine. Da, foarte bine. Ok. Ce montrare și Stoia ne întreabă. Ce monturi recomandați la pescuitul de pește mare la distanțe mari, pescuit lansat? Dacă, în momentul în care vrei să pescuiești la distanțe mari, te ajută o montură elicopter, dar... Aici trebuie să te gândești, trebuie să te gândești la două lucruri. Compromisul tău. E o mare problemă. Cu cât firul este mai lung, Se, o să se încurce. Este șansă mai mare. Ai șansă să te încurci. Deci trebuie să lucrezi cu un fir scurt, rigid, dar decojit la capăt ca să ai mobilitate, ca o pești mari. Da? Da. Dar e un compromis, este foarte, e foarte greu de pescuit cu tipul ăsta de montură. Nu, eu aș merge mai degrabă pe un helicopter cu un fir legat cu gută, da? Ia uite ce se joacă carasul plătica pe aici. Cu un fir legat cu gută tocmai pentru a fi stiff, pentru a fi rigid, să nu se încurce la aruncare. Gută? Păi nu, să nu se încurce la aruncare. Exact, aici da. Marea problemă e să nu ți încurci montura la aruncare. Da, da, asta e cea mai mare problemă. Și de aceea... Dacă vrei să faci long casting, adică să pescuiești la distanțe mari. Ok, uite, cineva, Vasiliu Cătălin mă întreabă, Claudiu, ce gută ai pe tamburi? Este un fir super long cast de la Claumar, de la brandul nostru, de 0,40 cu un înaintaj de 0,60. Tocmai ce au fost niște discuții. Și pescuit cu buta noastră sau nu știu exact. Cum să nu? Pamă, și cum a fost la Corbu? Pamă, blană. N-am avut nicio problemă cu buta. Așa. Radu, flacăra violet mai este bine. Da, da, flacăra violet e crabul cu afine. Ștefan Avram, uite. Da. E crabul cu afine, Ștefan Avram, de la Navitas. Altcineva, Iliescu Andrei, spune, sunt un mare fan al aromei de Frankfurter, fiind principala aromă de bile pe care le folosesc de fiecare dată, aducându-mi rezultate foarte bune. Din punctul vostru de vedere, aroma de Frankfurter vi se pare o aromă selectivă în detrimentul altor arome? Sigur, adică decât squid-ul, Frankfurter pentru pescuitul la pește mare. Dar la fel, dozajul aromei e foarte important. Aia este, da. Și combinația, de multe ori combinația cu aroma mixului. Mixul, fără să vrea, din compoziția lui, are o aromă. Fără să vrea, e o aromă, e un palatant. Da, clar. Și e foarte importantă combinația asta. Într-adevăr, de asta și primele Frankfurter s-au făcut foarte mult cu făină de carne, nu s-au făcut cu făină de pește. Dar în momentul de față, toate și mai ales ale noastre, sunt cu făină de pește, cu LT94, dar este foarte important felul în care cum te joci cu dozajul și cu combinația de aromă ca să-și păstreze aroma naturală de Frankfurter. Așa este. Că am văzut multe bile de Frankfurter întâmplători care au schimbat nuanța de aromă tocmai din cauza mixului. Mm-hmm. Exact. Uite, cineva mă întreabă ce rotpod este acesta pe care îl folosesc. Băi, foarte tare, băi, acum l-am văzut. Foarte tare. Ce, nu-l știai? Nu-l știam. Pe bune? Pe cuvântul ăla. Nu am adus eu niciodată când am pescuit. Deci când am ajuns aici, l-am întrebat pe Vitali, ce rotpod e ăsta? Este The Rock de la Car Spirit. Foarte tare. Este un rotpod de dur aluminiu. Dar... Ce-mi place mie lui, că arată foarte solid. Păi este foarte solid. Da. Nu, adică chiar este. Mamă. Așa. Deci, pentru că n-am pescuit acum la Corbu cu el. Nu, la Corbu am pescuit cu aluminiu. Salut. Ok. Mihai Silviu mai spune, ok, mersi, știu că boilesurile din comerț sunt mult mai bune, da, așa, și ceva mai puțin cunoscut. Nu mai... Ce băi, uite, e roșu, eu nu beau. Așa? Băi, am beat jumătate, nu mai beau.
acțiune prinde orice fel de pește. Claudiu, hai să fim serioși, helicopter cu amnezia și Ciudi prinde orice fel de pește. Nu este, nu este adevărat Cristian Prudeanu. Noi vorbeam de un long plastic. Da, bine, în căutarea peștilor mari, aruncat, nu care dreptate, în căutarea peștilor mari, da, o mântură pentru aruncat. Da. Și eu am răspuns foarte corect, dar poți să-i faci și la bută, să întrebi. Nu te împiedică nimic să faci chestia asta. Vezi că n-am crezut lucrul ăsta. Fii atent, nici eu n-am crezut. Și am văzut exemple cu pești mari prinși. Eram adeptul, știi cum era? Ciodii, înțeleg. Fluorocarbon și distanță și lipit, da, ca să trebuie să și am înțeles și eu anii trecuți tot lucrul ăsta că merge. Deci Cristian Prudeanu, hai să fim serioși, nu este ca tine. Corb vrea să pescui. Acum vă povestesc. După ce câștigă campionatul, exact, vă povestesc. Exact. Om bună pentru firul de păr. Boile suce. Nu mai scăpăm de ten. Oriunde punem boile sau acum ce să ne caute. Nu mai mult. Da. Văd că se cam blochează. Avem ceva. Deci, la ce idee rămăsesem? Rămăsesc la ideea se blochează foarte 60. Pare că avem ceva probleme. Și deci de montura Jody care spune că nu prinde pe mai poți să faci 100% la care să evite. Am întrerupe? Nu, merge. Ne cerem scuze pentru semnalul mai cu probleme, dar ne întoarcem la emisiune. Ne întoarcem la... Cineva întreabă dacă recomandăm sau nu boilesurile cu aromă de krill în pescuitul tenului. Nu este o aromă pe placul tenului. Este... o aromă nu sunt 100% că krillul este o aromă foarte prinzătoare. A început în ultimii ani să fie, ce discutam noi că sunt arome? Ce discutam noi că sunt arome care merg pe alte tipuri de ape, pe alte piețe. Da. Cum e maple-ul, da? Da. Cum e maple-ul, același lucru e și cu krillul. E o aromă foarte, foarte versatilă care în momentul de față a cucerit piața din Europa și din Franța, dar totuși la noi este sensibil dezavantajat, adică văd că în continuare nu numai datorită numărului de utilizatori, în continuare aromele clasice scuidul, frankfurterul, crabul, prind mai bine. Da, asta da. Nu pot să spun că e o aromă neapărat pentru tel și întotdeauna aș merge pe arome de fructe la ten. 100% aș merge numai pe arome de fructe la ten și pe boilesuri de burfood. Sigur. Discutăm de burfood. De fapt, eu aș merge pe oriun preparat, sincer să spun. Da, înțelegi? La pentru ten. Mine, n-are rost să pescuiești cu boilesuri. Da, singurul lucru care să mă joc cu distanțele, cu flotantele, cu porumbul de plastic sau cu popa, mă joc cu distanțele de pescuit. Dar dacă vrei să faci un pescuit cu boiles, eu ți-aș recomanda un pescuit cu burfood și cu arome de fructe. Miere, iar una o aromă senzațională pentru tine, aroma de porumb. Uite, fii atent, cineva, Nini Câmpuleanu, întreabă, am o problemă, de ce se încurcă în drill? Drill arum. Așa, de ce se încurcă drill în aruncare? Menționez că am fil de 0.30, se face perucă la aruncare. Dați-mi un sfat, nu prea am înțeles întrebarea. Dacă puteți dacă să ne reformulați. Nu, dacă puteți să ne întrebați. Și emisiunea trecută, tot așa, avea o problemă cu un lac. Reformulați un pic întrebarea și vă răspundem. Foarte bun, Rotpod, am și eu. Salut, băieți! Ce să folosesc la o partidă scurtă de 12 ore? Bere. Depinde de lac. Bere, whisky. Păi nu înțeleg ce ne întreabă. Ce să folosesc la o partidă de 12 ore? Monturi.
boilesuri, tip de nas direct. Da, da, fiți un pic mai explicit, mai ca să putem că... să vă dăm detaliile de care aveți nevoie. Așa. Bun, interesat calculat așa. Bun, bun. Ok, hai să revenim un pic la, la ce vorbeam noi mai devreme, când căutăm peștii de talie mare. Și uite, hai să vorbim despre zonele unde am plantat lansetele. Asta vreau să... N-am apucat că am fost, au fost întrebări. Înainte dați-ne un share sau un distribuire ca să ajungă la mai mulți prieteni pescari. Și acum spune-mi, Claude, pe ce apă ai plantat-o acum? Bun, pe standul A6, unde sunt în momentul de față, am apă de la 1 metru, da, unde poți să pescuiești, până la 4,1 metri este cea mai mare adâncime de aici, de la mie, din față. Și aici... cum ți-ai ales cele patru lansete? Cum ți le-ai poziționat? Păi, hai ca să zic în felul următor. Am poziționat două lansete pe cea mai mare adâncime, pe 4 metri. Când suntem în căutarea peștilor de talie mare, căutăm și adâncimile mari. Iar aici nu sunt exagerate, adică 4 metri e o apă ok. Este o zonă pe care am mai prins pești mari. Sunt convins că la noapte o să prins pește mare. Și eu la fel, 100%. Fiindcă sigur, noaptea se va trage, din cauza diferenței de temperatură între zi și noapte în perioada asta anului, se va trage pe o apă mai mare și dimineața va urca pe o apă mai mică. Exact. Dar am pus acolo la 4 metri. Odată, fiind activ tenul, vreau să mă feresc de... scap de el, care e cu apă mică, corect. Am corect. Avut o singură lansetă pe apă mică, pe apă de 2,5 metri, 2,80 metri, și am luat tenul. De acolo am luat tenul, știi? Și cealaltă lansetă este pe 3,5 metri. Intermediarul, adică să-l cauți ori pe coborâre, ori pe urcare. Exact. Sunt ceva praguri de care m-am legat, adică am pus cele două pe 4 metri. Este un canal, da? Și am pus așa, cum este canalul, da? Am pus o lansetă aici, o lansetă aici, da? Cum vine el, că de aici urcă, practic, dar este destul de mare. Da. Înțelegi? Deci una pe partea asta, una pe partea asta, una aici la 3,5 metri și una la 2,70-2,80 metri aproape. Foarte bună alegere pentru căutarea peștilor mari, foarte bună alegere. Nu vreau să mă duc în apă de un metru, că la fel risc să... Siguranță te va căuta tenul acolo. Hai să vedem dacă mai sunt ceva întrebări. Uite, Ilescu Andrei, o ultimă întrebare. Momeală mare, pește mare sau momeală mică, pește mare? Asta e o întrebare, o veșnică întrebare a tuturor, știi? Care depinde de la lac la lac. Eu aici, să știi că nu este. Aici este vorba de momeală mică, pește mare. 100% și de ce? Momeală mare când ai și densitate mare. Care încerci să pui și de crapi mici, exact. Să te adresezi crapului mare. Dar unde nu ai decât crab mari, momeală mică este soluția câștigătoare. Momeală mică pentru că fiind pinețe. Sunt crab mari, bătrâni, suspicioși, știi când ești bătrân. Da, și face când ești bătrân. Ești suspicios, ești ursuz, ești, știi? Da. Așa e. Cu cât înaintezi în vârstă, cu cât înaintezi, devii din ce în ce... Mai, și recalcitrant, dai cu aripioara la ăla și cauți tu cu bila asta mare aici. Da, iată. Că nu trebuia să stai aici. Salut! Așa. Nu, și de aia și foarte tare și ce am înțeles un lucru și mai interesant, să folosești la ac momeala mică și să nădești cu momeala mare. Pe când, mamă, în cazul... Ce crezi, au început în țară? Au început un pic. În cazul peștilor, în cazul unei densități mai mare de pești în care tu încerci să selectezi peștele mare, aș folosi invers. Aș nădi cu nadă mică și aș folosi cu momeală mare. Exact, dar aici din contră, aș folosi cu nadă mare de care sigur o să-l băcălească, să se perească de ea și să ia ce ai tu momeala. De aceea am pus toate dimensiunile, 16, 20, 24, de sentimentul 24 de tăiate. Da, exact. Sentimentul de confort. Așa, și... ca să înțeleagă lumea exact la ce ne referim noi când zicem de chestia asta, la ce ne referim. Deci aici pe Varlam pescuiesc cu momeală mică, da? Dacă mă duc pe Hermes Peri și vreau să prind pește mare sau folosesc cu pește mare. Folosesc momeală mare, 24. Da. Și nădesc cu 20. Da, și nădesc cu 20. Bine, poți să nădești și cu 24, nu e problemă. Adică nu chiar niciun fel de... Dar ai șanse mai mari, să selectezi. Adică depinde foarte mult de lac și de ce se întâmplă pe lac. De densitate, ce mărim exact. Și ce pește are acolo. Sper că am fost destul de explicit cu răspunsul acesta. Așa, care este mărimea boilesului
pentru a prinde pește mare, se ține cont de mărime, exact ce am discutat mai devreme. Dreptul de Claudiu v-a arătat că el pescuiește cu boilers de 20 și cu două boilersuri de 16, iar la masa de înălțire a folosit 16, 20 și 24 și 24 tăiat, tocmai ca să găsească o zonă de confort, o farfurie de confort. Exact, hai să vedem ce întrebări mai sunt. Cristian Prudean spune, mă refeream că prinde orice la fel. Orice fel de pește, fel, nu doar pește mare, nu e nicio montură care prinde doar pește mare, știi? Adică nu s-a inventat chestia aia. Deci cum nu s-a inventat nici nada care prinde doar pește mare. Deci este clar că tu trebuie să cauți un stil de a păcăli peștele mare. Uite, Paul Ovidiu mă întreabă dacă lansetele din spatele meu sunt TX7. Nu, acestea din spatele meu cu care pescuiesc acum sunt TX9, sunt lansetele mele de plantat. Ceea ce a spus Claudiu de mult, treaba asta că el l-a plantat, folosește alt tip de lansete. Și în emisiunea cu lansetele am spus chestia asta, că nu folosim lansetele de pescuit la distanță. Le-am folosit, TX7, da, și aici am folosit TX9. Așa, hai să vedem ce întrebări mai sunt. Salut, Claudiu, ce boilersuri îmi poți recomanda pentru Hermes, Periș? Chiar dacă se numesc cu prună ca la Corbu, datorită rezultatelor excepționale de la Corbu. La Periș tocmai a câștigat, da, Claudiu. Tocmai a câștigat locul întâi la... Și cu o medie din 15 de 70 și ceva de kilograme. Peste 14 kilograme. Foarte frumoasă medie, o medie foarte frumoasă. Și în 48 de ore. Așa, cineva ne întreabă, măi băieți, un pescuit la Dunăre, când faceți? Asta păi ne mai... Păi mai ajungem! Da, dacă noi suntem antrenați. De sunt de două săptămâni plecat de acasă. Sunt îngrijorat dacă mai are cheie de la casă și tu mă trimiți pe Dunăre. E foarte greu programul nostru. De două săptămâni, eu cel puțin de două săptămâni să plecat de acasă și plecat la pescuit. Și eu la fel. Dacă m-aș mai duce și la pescuit și la Dunăre. Ei, nu, dar mai e și altă, mai altă și problemă, chiar nu avem timp și avem chiar... Programul competițional este unul foarte încărcat. Plus magazinul, plus emisiunile, plus... Că foarte mulți, nu știu, ne acuză că nu pescuim pe Dunăre. Dar care e ideea asta cu Dunărea, că m-ați înnebunit cu Dunărea? Da, că eu mă duc dacă îți spuneți unde. Nu, dar e chestia asta, foarte mult de acuză. Fiecare are stilul lui de pescuit. Așa e, și vrei să spun ceva? Sunt foarte mulți, Dunărea, care pescuiți doar Dunărea și Delta, tu mai ales că ai fost, tu te mai duci în Delta, te mai duci la răpitor în Delta. Da, Dunărea și Delta au frumusețea lor, dar... Serios, este foarte, foarte greu să ajungi, să stabilești și acolo alt stil de, în afară de faptul că e și un alt stil de pescuit, este foarte greu în ziua de astăzi să-ți găsești o zonă bună de pescuit. Da. Și Dunărea este și foarte braconată și foarte poluată, este dată în concesiune. Lumea întreabă de disc, ce s-a întâmplat cu discul. Discul l-am lăsat la Corbu, ne așteaptă. A, e la Corbu, da. Și plus, mai avem o săptămână și începe prima etapă de campionat național. E la Corbu, nu, discul chiar e la Corbu. Chiar l-am lăsat la rulotă. Așa. Bun. Ce mare e Radu? Acum l-ați văzut? Ia că să... Uitați ele. Era mai mic săptămâna trecută? Așa. Uite, fii atent. Pentru concurs la Periș, săptămâna asta, de 24 de ore, cei mai mari 5 crab, ce strategie de momeli ați recomanda? Păi, vedeți, am postat, am făcut live. Dacă vă uitați pe canalul de YouTube al lui Claudiu Popa, o să găsiți emisiunea de data trecută și o să aveți exact cum am început. Exact ce am făcut și am și câștigat locul 1 și captura. Adică strategia a funcționat. Deci, dacă puteți vedea acolo puteți să vedeți acolo strategia și pentru restul de informații să ne dați mesaj în privat. Cineva zice, revine cu întrebarea de mai devreme, recomandați Witty Pool pentru pește mare? Am răspuns. Aici nu. Witty Pool nu este o montură selectivă pentru pește mare, este o montură care prinde absolut orice. Și mai ales cum e acum tenul activ, după cum ziceam și mai devreme, nu vreau să folosesc asta, montura Witty Pool, pentru că aș prinde mult ten. Eu vreau să mă feresc de ten, unde ten nu prea e crap. Problema e că crapul se pregătește de bătaie și e puțin mai reticent, pe când tenul este foarte activ în perioada asta. Așa. Ia să vedem, Cristian Prudean, ce mai zici? Claudiu, monturile depind de la lac la lac. Tu acum vorbești din punct de vedere al varlamului, că poate prinde și la montură de... Poate prinde la ce montură, zic eu, pește de 30 de kilograme. Nu te înțeleg ce vrei să zici, Cristian. Sigur, dar nu fi mai clar și noi suntem alături de tine, ești prietenul nostru. Bineînțeles. Dați broaștele mai încet. Aici este nimic. Deci cum a fost la Corbu? Racateții, ziceam Bogdan. Băi, nene, deci nu puteam, nu ne înțelegeam să vorbim între noi seara.
milioane deci de broaște și țânțari. Deci unde am fost noi în zona C4 este undeva stânga-dreapta, se continua în spatele pontonului, așa vreo 20 de metri, un fel de delta, așa. Da, mamă, da. Ce era acolo, Doamne! Dimensiunea momelii trebuie adaptată la dimensiunea hranei naturale existente în lac, întreabă Eduard Șuțu. Păi, întrebare interesantă, dar... Hai ca să o luăm așa. Care este hrana naturală a crapului? Aici, da? Aici, de exemplu, este scoica. Păi stai așa, nu doar scoica. Larva de libelulă. Este larva de libelulă. Larva de libelulă este atât, da? Scoica poate... Nu, dimensiunile pui de scoica sunt undeva la o milă de 10 și se duc unde, până la scoica normală, e undeva maxim o milă de 24. Deci ai toate dimensiunile. Ai toate dimensiunile, ai chestia. Deci nu cred că trebuie să te adaptezi la mărimea hranei naturale și... Nu, aici se hrănește cu melci care sunt, pot fi, am văzut melci, uite așa, baro. De 30, baro. 40. Păi și gândește că la dimensiunea crapilor, că scrap de peste 20 exact. De kg, adică poate să mănânce orice, poate să mănânce orice mâncare naturală destul de mare. Scade presiunea. Vine ploaia. Da. S-a anunțat că vine ploaia. Dar de mâine, o să ai o ploaie frumoasă. Da, nu, e foarte ok. În momentul în care plouă aici, țin minte, mi se pare că am și un video pe Facebook, cu cel de 23 de kilograme personal bestul meu. Era pe ploaie, ploua. Abia aștept. Abia aștept să prind ceva frumos. Așa. Bun. Salut. Pe un lac fără structuri, pe fund, unde căutați peștele mare? Putem în funcție de adâncimi. Ideea e dacă nu ai nicio structură de care să te legi, trebuie să... Trebuie să te raportezi la o apă cât mai adâncă, cauți o apă mai adâncă. Să cauți praguri, da? Să cauți ce discutam noi mereu, intrarea apei, ieșirea apei. Dacă ai zis că fără praguri, fără nu știu ce. Oricum, fii atent, noi vorbim... Ce, e bazin olimpic? Nu poate să fie un lac perfect. Chiar așa, nu poate să fie perfect. Trebuie să găsești ceva. Trebuie să găsești ceva de care să te legi. Și de obicei, dacă este un lac care este pe o salbă de lacuri, vei căuta intrarea și ieșirea. Da, da, da. După care... Pe intrare vei căuta pragurile de oprire, adică ce îți poate opri mâncarea naturală pe care ți-o aduce apa. Da? După care îți cauți o adâncime pentru vremea respectivă. Adică o apă adâncă pentru vreme în care diferențele dintre noapte și zi sunt foarte mari sau o apă medie pentru temperaturile constante. E o întrebare destul de largă, e foarte greu de răspuns. Da, da. Caută-mă primăvara, toamna, vara. Trebuie să te adaptezi în funcție de situație și de cumulul de factori. Da, trebuie să te uiți la vegetația de pe mal, dacă sunt copaci care sunt deasupra apei. Dar uite-te aici, uite, spre exemplu, eu nu pot să pescuiesc la apă mică, pentru că este plin de vegetație. Clar. Deci asta chestie. Adică e o întrebare destul de largă, e un abecedar de crap în întrebarea asta. Asta poți să afli doar ducându-te pe baltă și experimentând. Și căutând informația. Și căutând informația. Vă îndemnăm pe toți să ieșiți cât mai mult, cât mai des la pescuit și natură. Ca să... Nu uitați să dați un... share. Asta a rămas setat cu share-ul. E finalul emisiunii și da. Video. Fii atent. Cineva întreabă de ce ținem lansetele înclinate. Este foarte simplu, după cum se... Bine, nu cred că se poate vedea pe fundal, dar avem o barcă gonflabilă cu care plantăm, deci noi pescuim plantat acum. Și trebuie să ieșim pe sub ele. Avem posibilitatea de a ne mișca cu libertate mare pe sub firele lansetelor și de aceea le ținem așa înclinate în sus pentru a putea circula. Să nu vă speriați că firul se așează pe fund, iar cel mai important, ultima bucată datorită lidcorului, el se va așeza, se va așeza pe fund. Deci să nu vă speriați de cum țineți poziția la setor. Multă lume știu că e aia cu vârfurile ca pe vremuri, dacă nu ții vârfurile spre apă, nu se așează guta. Da, da. Bine, să folosești din astea, nu la imbitere, backlid-uri, dacă vreți firele curcate, dar sunt multe strategii, dar să nu vă speriați, lidcorul ține pe fund. Ok. Hai să vă mai luăm o ultimă întrebare. Bun. Care este cel mai mic pește pe care l-ai prins cu distanță de la bilă, de la cârlig de 3 cm? Ne întreabă Dani FCD. Poți să prinzi și de 3 kg. Da, orice pește poți să-l prinzi la distanța asta. La 3 cm poți să prinzi și de 3, 4, 5 kg. În schimb, am observat că, de exemplu, între 3 și 5 cm nu poți să prinzi plătică la sărulești. Da, asta. Îți stăvălește mult bila, dar nu ți-o ia. Da, înțelegi? Da, da. Sau caras.
Deci poți să, poți să ferești puțin. Te ferești de carazi, de plutică, de puștii ăștia mai mici. Da, da. Dar... Stăbăriște e bine, o scos tăbălită. Da. O scos tăbălită, dar nu, nu ți-a... Adică nu... Da, un crab de 3-4 kg ăia. Oia, da, oia. Dar peste 5 cm, nu mai ia. Poate să o ia. Poate să o ia, dar poate, am, evitat de... foarte mult, am evitat foarte mult plătica și carazul. Da, dar exact, nu poți să-ți dau dimensiunea crapului minim sau maxim. Exact. Ok. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în seara aceasta. Nu uitați, dacă vreți să vedeți videouri mai vechi, le găsiți pe canalul de YouTube Claudiu Popa. Și dacă, dacă aveți anunțuri de postat cu, cu scule mai vechi de vânzare și vreți rapid să vă schimbați sculele, puneți-le pe bazarul Claumar pe Scar, până acolo toată lumea își vinde produsele. Sunt concursurile de pescuit. Toate concursurile de pescuit le găsiți acolo. 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 Tu ce e legat de, tu ce e legat de, de, de pescuit, pensiuni, mașini și așa mai departe. Pescuit, da, ce, văzut, un jeep de pescuit, da, da, da. Foarte bine, sau o dubă. Mai nou am văzut acum că la concursul lumea cu minivanul, aranjat tot în interior, da, e senzație. Mișto, și n-ai înțeles, dă jos centralul și aruncă o saltă și doarme în ea. Da, 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 vezi okay. Că cineva și făcuse cu WC-ul înăuntru, dar... Bune. Foarte tare, foarte tare. Da, ok, ne vedem lunea viitoare de la, la ora 8. În seara aceasta a fost de la ora 7. Deci în momentul în care suntem pe baltă, facem de la ora 7 ca să prindem totuși lumină. Și când suntem în studio, facem de la ora 8 după închiderea magazinului Claumar Pescar din Bulevardul Ghencea numărul 30. Dacă aveți cumpărături, dacă aveți întrebări, vă ne găsiți acolo pentru a discuta. Radu Bădică, Rebe Beit, Claudiu Popa, Claumar Pescar. Acolo suntem tot timpul pentru voi. Seara bună! Nu cred că prinde nimeni nici azi, bă, Ioane. Păi eu nu mai arunc bine cu lansetele mele, mă. Nu mai plac. Păi ai văzut ce scule au aia, mă, de prind? Aș vrea să le văd pe ale mele. Bă, dar știi ceva? Și oare cum facem? Un obor sau cum? Avem... V-am auzit vorbind. Da! Puteți publica sau... legate de orice fel de echipamente de pescuit, joburi, pensiuni, concursuri și lacuri pentru toți pasionații de pescuit și outdoor. Sound up.